Bună seara, Răzvan. Cât de greu este de digerat o nouă înfrângere pentru Dinamo? Bună seara. Ce să mai zic? Nu știu ce să mai zic. Iar o altă înfrângere, iar... Am controlat jocul, ne-am creat situații, ocazii. Nu reușim să înscriem și este foarte greu, nu știu. Alergăm enorm ca să ne creăm situații, ocazii și... Nu știu ce să vă spun. Totuși ați avut o reacție după golul încasat în minutul 4? Am avut, cum v-am spus. Părerea mea că am controlat jocul, ne-am creat ocazii, ne-am creat situații. Dar ce am pus lipsește? Presiune pe adversar. Ce să ne lipsească? Golul. Ce să ne lipsească? Golul și victoria ne lipsesc. Crezi că factorul mental este cel care face diferența în acest moment? Vă dați seama că este foarte important în acest moment. Venim după o serie foarte grea și nu reușim să scoatem capul. Orice am face, nu reușim să scoatem capul la suprafață. Dar l-am văzut pe antrenorul vostru destul de optimist. După fiecare partidă observă niște lucruri pozitive în jocul vostru. Am făcut un meci bun astăzi, nu putem spune că am făcut un meci rău, dar am pierdut. Facem meciuri bune și pierdem. E greu așa. Voi mai puteți să mai vorbiți între voi în vestiar? Ce vă mai spuneți înainte de fiecare partidă? Că pare așa o obișnuință în vestiarul lui Dinamo să se vorbească despre înfrângere la finalul meciului. Nu vorbim niciodată despre înfrângere. Mereu încercăm să ne încurajăm, să vorbim unii cu alții ce avem de făcut. Dar când vine meciul, nu știu ce trebuie să facem, trebuie să ieșim din situația asta. Ți se pare că Dinamo are nevoie mai mult de un psiholog decât de un antrenor în aceste momente? Nu știu de ce avem nevoie. În momentul ăsta avem nevoie de gol și avem nevoie de puncte. M-am spus, nu știu, dacă și în meci, părerea mea că am făcut un meci bun astăzi, dar am pierdut. Nu ne ajută cu nimic. Aș prefera să facem un meci prost și să câștigăm. Cât de important va fi următorul meci pe care îl veți disputa în deplasare la Botoșani? Toate meciurile sunt foarte importante. Nu avem puncte și orice meci este foarte important pentru noi. Mai există speranță până în această pauză de iarnă? Că puteți să obțineți puncte? Am făcut meciuri bune. Sper să facem în continuare și să câștigăm, să aducem puncte. Mulțumesc! Seara bună!